Având în vedere că imobilul clădire, bazine și anexe este situat pe terenul aferent bazei de agrement Ostroveni și în imediata vecinătate a zonei de agrement Sălcioara, insula Pescarilor, lacul Ostroveni și a zonei de picnic, o soluție alternativă de punere în valoare a acestuia ar fi aceea de amenajarea unui centru multifuncțional de relaxare și de agrement în care să se poată desfășura atât activități sportive cât și de agrement. Astfel s-a propus atragerea de capital privat și concesionarea prin licitație publică pe 49 de ani a terenului și clădirii rămasă neterminată. Dacă nu vor fi depuse cel puțin două oferte, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, caz în care procedura este valabilă dacă există cel puțin o ofertă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc consilierilor care au votat. În același rând, rămân surprins că, din nou, consilierii liberali s-au opus. S-au opus că acel bazin care este într-o stare de 10 ani, început de ei, culmea, deliberat. Este început și făcut prost și stă în această stare de 10 ani de zile. Singura soluție pe care am găsit-o, pentru că nu există fonduri să refaci o astfel de investiție, singura soluție este să scoatem la licitație și să vină un privat care să facă acolo o bază de agrement, în așa fel încât să nu mai apară pata acea neagră pe imaginea municipiului. Le mulțumesc încă o dată consilierilor care au votat. Sunt convins că la licitație se vor înscrie doritori, firme private care vor vrea să facă ceva acolo, iar scopul primăriei este tocmai de a da utilitate acelei clădiri și acelui teren, care este amplasat într-o zonă excelentă, dar unde trebuie băgați foarte, foarte mulți bani. Din nou au dovedit consilierii liberali că sunt împotrivă la tot ceea ce se dorește să construiască la Râmnicu Vâlcea. Norocul nostru este că am reușit să-i convinc pe ceilalți și să avem majoritate, în așa fel încât PSD-ul împreună cu PER-ul, împreună cu o parte din USR, se facem să treacă această hotărâre de Consiliul Local.